Ana a așteptat momentul Gigi Becali și a venit. De întâi mai, familia lui s-a mutat la Constanța. Soția, fetele și mama omului de afaceri stau la hotelul nașului Gică Hagi. Așteaptă toți cele 24 de ore de permisie pe care le va primi Becali luna aceasta. Oricum, nici până atunci latifundiarul nu mai stă doar în închisoare. Muncește 8 ore pe zi, tot la Academia de Fotbal a lui Hagi, unde se simte ca acasă în Ghencea. Durerea mea era cel mai mult cum suferă ei acasă. Și n-au vrut să piardă nicio clipă din mult așteptata revedere. De astăzi, fetele lui Gigi Becali stau într-un apartament pus la dispoziție de nașul Gică Hagi, la el, la hotelul din Mamaia. Acasă la Gigi Becali porțile sunt închise și asta pentru că familia acestuia a plecat încă de dimineață spre Constanța pentru a petrece întâi mai împreună. Doar 24 de ore e permisia. 24 de ore pe care milionarul vrea să le petreacă doar cu cei apropiați. Era oricum un obicei ca Becali să meargă de întâi mai la mare cu cele trei fete și cu soția. Luminița l-a vizitat o singură dată de când e închis. Pe fete și pe mama lui, Gigi le-a mai văzut doar în poze. Așa că Alexandra Becali nu a rămas nici ea în vila din Pipera. Cum să nu-l accept? Eu mâine poate mor și se văr, văr bun, nepot bun. Cel mai mult mi-a fost dor de familie. Familia a fost acum scăparea lui Becali. Nașul Hagi a deschis poarta închisorii. L-a angajat cu ziua ca muncitor la academie. Muncitor necalificat, pe hârtie, 8 ore pe zi. Dar Gigi râde și glumește, se plimbă și dă indicații cum făcea în loja din Ghencea. Libertatea este cel mai scump lucru de pe pământ. Și tot muncă îl apropie de libertatea adevărată. O lună de lucru înseamnă 7 zile scăzute din pedeapsă. O pedeapsă de 3 ani și 6 luni pe care o ispășește de anul trecut, din octombrie, la valul lui Traian. A cerut transferul pentru că se considera discriminat la Jilava și pentru că la Constanța îi are aproape pe toți aromânii.